sincer, la mulți ani tuturor celor care astăzi sunteți alături de noi, la expoziția care deschide un nou an expozițional. De această dată, pe Simeza este un prieten foarte bun, Mircea Năstase, un om cu o experiență vastă în arta culorii, un om cu care am expus la București, la Galeria Occidentului, un artist cu care am expus la Bistrița. Împreună am făcut parte într-o perioadă destul de bună și bogată, zic eu, din grupul Antigot, un grup care, zic eu, că nu s-a destrămat dacă n-am mai expus împreună, ci doar a făcut o mică pauză. Și pentru că acasă vorbesc foarte puțin, aș vrea să vorbesc mai mult, doar că de această dată bucuria mea este mare pentru că un tânăr absolvent al istoriei artelor din Cluj a îmbogățit familia noastră EMAR și ne va spune câteva cuvinte despre ceea ce vede el din punctul de vedere al istoricului de artă în lucrările artistului Mircea. De foarte multe ori, percepția față de fenomenul artistic contemporan este știrbită privitorului de un gând transmis greșit. Și anume că, virgulă, calitatea sau produsele artistice constă în mod neapărat în spectacularitate și inovație, ori în vreun fundament. Spectacularitatea motivelor pe care le expui și modalitatea în care le privești țin de complexitatea interiorului și expresia plastică a fiecărui creator. Domnul Mircea Năstase, omul și grădina. La prima întâlnire vizuală avem un contact cu peisaj implicit cu figurativul, după cum bine puteți vedea. În sprijinul spuselor anterioare îmi pun problema. Ce fel de peisaj și ce fel de exprimare? De la peisajul adosat subiectului și inventat, proiectat în renaștere, până la formulele post-impresioniste și simboliste, avem de-a face cu dinamismul peisagistic trăit, vibrat și propriu al domnului Mircea Năstase. Nu numai arta conceptuală se bazează pe concept, ci baza exprimării și conceptul prezenței expoziției este dinamismul și perceptibil din denumirea generică. Omul, fiind limpitul, prezent în structura intern-compozițională, ascunsă în direcții, axe, ritme și echilibre, lăsând uneori urmele unei lumi cotidiene, abia perceptibile prin reprezentarea unor elemente construite vizant manufacturat. Implicarea naturii, adică grădina, implementabilă peste structura precedentă, ca o explozie modelar gestuală care vibrează și vine în sprijinul unor relații compoziționale contrastante, unde contrastul impune dinamism, conceptul și expresie. Dar dacă pui ca primă definire a poveștii expuse, această simeză sunt în acord cu expozantul și cu dumneavoastră și aș dori să-mi exprim felul în care percep modul personal de a înființa ca pictor al domnului Mircea Năstase. Deși practică distorsionarea convenționalului imaginii, tratamentul pictural conduce în modalități personale spre un romantic. Artistul până la urmă propune spre citire cu un puternic echilibru fotografic. Dar fotografic nu în sensul pe care îl poate oferi o captură de imagine, ci în direcția unei imagini reconiscibile, dar inventate. Invenția autorului este susținută de relatările lui, cu motivul și modalitățile de expresie. Alternanța între suprafețe, inundate de vibrație, contrastele tonale și mai ales cromatice de la închis la strălucitor. Trecând printr-o largă gamă, deloc ușoară, de stăpânit, o complementară a calității termice a culorii. Mulțumim, Alex! Mulțumim cerului că, în sfârșit, avem un critic de artă care sunt convins că va crește odată cu galeria, odată cu noi artiștii. Mulțumim încă o dată prezenței artistului pe simezele noastre. Înainte de a da cuvântul prietenului Mircea să-și spună câteva din gândurile pe care le-a exprimat în aceste frumoase lucrări,
Am să reamintesc, pentru că văd persoane care sunt, cred că, pentru prima oară în galeria noastră, că în decembrie am împlinit 2 ani de activitate și cu această ocazie am editat o revistă care se cheamă asemănător cu galeria MA. O revistă în paginile care veți întâlni cuvinte despre artiștii care au expus tendințe în artă și lucruri care cu siguranță vă vor trezi interesul. Numărul din această lună, deși ni l-am propus să-l edităm mai repede pentru că este luna Eminescu, luna luceafrului poeziei românești, din motive tehnice n-am reușit, dar în câteva zile sunt convins că va ieși de sub tipar și va ajunge la dumneavoastră. Mircea, mulțumim pentru prezență. Câteva gânduri? Eu mulțumesc că m-ai invitat să-i spun la Emar Galerii. E una din cele două galerii care țin eu foarte mult la ele, cealaltă fiind la Cluj, al numei de unde, prin faptul că consider că ambele definesc cel mai bine conceptul de galerie profesionistă. În sensul că o galerie profesionistă nu e o galerie care recircul așa la nesfârșit 2-3 artiști, una de aia elitistă și da, nu-i pe gustul, da? Și o galerie care promovează cât mai mulți artiști. Iar cele două chiar fac acest lucru. Din păcate, sunt prea puține în țară. Dacă ar fi mai multe, am avea și o altă stare de spirit. Acum, ce privește deci expoziția, este una tematică. Cine se va uita la titlu, probabil va zice că unde e omul, grădinile le vedem, dar omul trebuie presupus. Pentru că grădinile sunt grădini reale, indiferent că e grădina de la Regine Maria de la Balcic sau grădina simplă de țară, cum e aici, sau grădina lui Octavian Năcescu de la Unicul Sărat. Deci sunt grădini cât se poate de reale și atunci omul, pe de-o parte, se află în spatele acestor grădini. Omul poate fi artistul care le interpretează. Omul sunteți dumneavoastră care luați contact cu aceste lucrări, cei care vor veni în zilele următoare să viziteze expoziția și că până la urmă asta să și rezumă o expoziție de artă, un dialog al artistului prin lucrări cu privitorul. Ce să zic, eu vă mulțumesc că sunteți aici, alături de mine și pot să declar, nu, expoziția deschisă. Da. Și un an bun și fericit tuturor celor care sunt alături de noi și celor care vor veni să viziteze. Pentru că ne-am obișnuit ca de fiecare dată când expune un artist să venim cu o surpriză din partea galeriei, cu atât mai mult cu cât de data aceasta este vorba despre un prieten drag mie și nu v-am spus de la început. Dincolo de artistul care vede sau face, prezintă aceste fantastice peisaje, este și un medic. Un medic profesionist, un medic care probabil datorită profesiei, cred că lucrează mult mai atent decât noi, artiști de profesie. Mircea, din partea galeriei, o diplomă de excelență, cu titlu simbolic, evident, dar care îți va aminti sau sperăm să-ți amintească cu plăcere de prezența ta în galeria noastră. Iar eu vă mulțumesc încă o dată dumneavoastră că sunteți familia MR și datorită dumneavoastră eu tot ce fac cu pasiune și drag.